La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Tot cu nodul în gât, pentru că e pandemie și pentru că ieri, așa cum știți, am pierdut un prieten drag, un poet și mai mult decât atât, un organizator de festivaluri, Stere Bucovală. N-am să mai prezint și astăzi un poem de-al său, pentru că va trebui să plâng din nou. Dar rămân în continuare cu nodul în gât și pentru că e pandemie și pentru că mulți dintre noi, ați văzut, nu ne protejăm și iată că virusul face ravagii atunci când găsește teren sensibil. Dar zic eu că poezia găsește terenul sensibil în toate inimile și atunci puțină poezie, puțină muzică bună. O să dau un pic mai încet acestei coloane sonore, care e de fapt una clasică și zic eu nimerită pentru poezia bună. Este un autor danez, pardon, din Danemarca, Carl Nielsen, un clasic și am găsit câteva simfonii de-ale sale reunite toate sub genericul Complet Symphonies. Așa că, pe această coloană sonoră clasică, ascultăm poezie pentru că e mai bine să stăm acasă în preajma literaturii de calitate, cu cartea în mână și cu mintea la ceva mai frumos decât la știrile tâmpite, la minciuni, la dezinformări și la bârfe. Deci, să trecem la ceea ce e frumos, dragii mei, și să rămânem în această zonă. Și zic eu că e bine să rămânem în această zonă și după ce se termină momentul de poezie. Eventual, deschideți și voi singuri o carte, iar mâine, când aveți vreme, la fel. Căutați o revistă, căutați pe internet, căutați o carte și rămâneți în universul minunat al poeziei. Haideți să vă prezint cei trei autori pe care i-am selectat pentru astăzi. Zic eu, unul mai interesant ca altul și chiar adevărate lecții de poezie. Primul autor pe care îl invit să facă parte din cercul nostru al momentelor de poezie este membru al filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor, Daniel Lăcătuș. Și am găsit un poem care mi-a plăcut încă din titlu, Pădurea Nemuririi. Acum toți ne imaginăm că putem fi nemuritori, dar prin poezie unii chiar sunt. Așa că să ascultăm ce gândea tânărul nostru prieten poet în poezia intitulată Pădurea Nemuririi, Daniel Lăcătuș. Ca o pădure bizară mă plec și mă înalț, mă frâng și mă sfarm. Puzderie de inimi vegetale se opresc în pământ negru. Vântul uneori le mai ridică. Plutire a renașterii. Cădere a neputinței. Apele prind în putrezire. Bolnav caut vindecare în cer. Plutesc în derivă, suflat parcă de respirația lui Dumnezeu. Daniel Lăcătuș, stimați prieteni, cu un poem tare frumos, Pădurea Nemuririi, și tare mi-ar plăcea să ne plimbăm odată prin această pădure și, de ce nu, să avem și noi curajul să ne lăsăm, cum spune poetul, suflați de respirația lui Dumnezeu. Ce frumos! Mulțumim, Daniel Lăcătuș, și să mai faci asemenea poeme, să le scrii, să le prinzi și să le pui în pagină, că sunt superbe. La fel, tot așa, un univers absolut minunat și cu o natură care trece dincolo de aspectul fizic al ei, ne prezintă poetul, traducătorul, dar și criticul literar Eugen Dorcescu, membru al filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor, un autor care s-a născut în Târgu Jiu în 1942, este deci cu mai multă experiență și vi-l prezint
din Minunăția de volum, v-am mai spus, Poeții din Banați, antologia lui Marian Oprea, realizată în 2011. La acel moment, autorul nostru, pe care vi-l prezint imediat, Eugen Dorcescu, avea numai puțin de 17 volume de poeme publicate. Iată, deci, un autor care merită toată atenția noastră, mai ales când este prezentat într-un asemenea volum absolut fenomenal. Poemul n-are titlu, dar v-am zis, este superb. E o călătorie în natură, o natură care, repet, este dincolo de ceea ce vedem cu ochii fizici. Funigeii se anină în razele soarelui cald, tăvălit în rugină. Sângele, pasul, privirea au dintr-o dată o altă alură. Înaintează ritmic și larg, precum valul oceanului, ce palpită sub nori și sub cer cu țărmul în gură. Duhul doar, numai el, nu-și schimbă starea, nici mersul. Duhul, ax de argint și oțel traversând universul. Și dacă domnia sa Eugen Dorcescu a simțit acest duh, cu siguranță că îl vor simți și unii dintre dumneavoastră, mai ales dacă vor vedea funigei aninați de razele soarelui cald, tăvălit în rugină. Ce frumos! Ce frumos! Uite așa, mai uităm un pic de starea de pandemie și de tot felul de vești rele, sau dacă nu uităm, măcar ne mai vine inima la loc. Și tot la fel e când întâlnim poeți de altă dată, cum e Christian Morgenstern, care a trăit între 1871-1914, un german născut la München, care însă a plecat dintre noi fiind în Italia. Și vi-l prezint din volumul 1 al superbei cărți din Poezia de dragoste a lumii, îngrijită de mult, în 1974, de Maria Banuș. Volumele au apărut la editura Minerva și tare ar fi plăcut să le aveți acasă, să le căutați la anticariate, pentru că unele poezii sunt absolut fabuloase. Iată acesta, care este foarte scurt. De fapt, poezia poate să fie așa și mică, 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 mică și să fie nemaipomenită. Deci, Christian Morgenstern. Pe când ne povesteam ceva, pe când ne povesteam ceva într-o doară, fără temei, o pauză, și în ea adâncurile noastre se aflară. Apoi, aceeași frază, după o clipă în care adânc, tăcut, ne-am cununat. Tu iar ușoară vorbă, iar risipă. Risipă de farmec, dragii mei, risipă de minunăție în cuvinte, risipă de frumusețe muzicală, repet, Carl Nielsen din Danemarca, bineînțeles și el trecut de mult în lumea stelară, cum ne place să spunem. Da, sper că v-am mai cumințit un pic simțurile și v-am făcut să zâmbiți gândindu-vă la imaginile poetice, la picturalitatea versului, care este cu totul și cu totul altceva decât pictura, e chiar mai interesantă pentru că ne obligă să gândim. Și ca de fiecare dată, vă mulțumesc mult că ați fost împreună cu mine și am făcut și mai mare cercul nostru, care este liber de COVID, aici nu intră SARS-CoV-2, și cu un nod în gât sau fără, ne întâlnim și mâine la un nou moment. Până atunci, vă îmbrățișez cu toată dragostea, cu bucuria de a fi fost iarăși împreună, cu dorința să vă protejați în această pandemie
Și cu speranța, repet, 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 că veți înghiți și voi pastile poetice și în alte momente ale zilei și eventual cu puțină muzică bună. Dacă nu aveți acasă, dați căutare pe internet, autori clasici, jazz de calitate, mari oameni ai muzicii, mari compozitori de filme și o să vedeți că măcar 5 minute stând în această lume e mai bine. Rămânem în acest bine și ne vedem și mâine, dragi prieteni. Toate cele bune!